Donc, am rezolvat chestia materială, înțelege? Am reușit idealul meu să trăiesc ca parazit. Deci parazit poate nu e adevărat, să în margine, știi? Ca în marginal. Dar de ce ați avut tot timpul fascinația eșecului, dublată de fapt cu un orgoliu imens și cu dorința de a obține o mare reușită? Eu am evitat eșecul, fiindcă n-am acceptat să câștig viața. Eu am luat o hotărâre să nu lucrez, adică să trăiesc ca parazit. Și eu n-am lucrat în viața mea decât, n-am avut o meserie decât un an la Brașov ca profesor de liceu. Și a fost un eșec total. Și mi-am dat seama că eu nu pot exersa o meserie. Că trebuie să mă fofilez și să evit orice responsabilitate. Bun, dar asta nu vă dădea o angoasă teribilă, faptul că n-aveați o situație? Da, însă eu am acceptat... Adică pe fondul dumneavoastră de persoană extrem de angoasată. Cum suportați Parisul trăind de pe o zi pe alta și fără o certitudine a perspective? Fiindcă eu am pus pentru mine, fuga de responsabilitate. Prin urmare, este un fel de profesiune de concept, egoist, eu trebuie să fac tot pentru a salva libertatea. Libertatea, stăpâna, a nu munci în sensul curent al cuvântului. Eu trebuie să trăiesc ca parazit. Adică, greu să obții asta. E foarte greu. Acum nu mai fi posibil, însă epoca de care vorbesc eu cu războiul, cu nu se înțelege, ea încă posibil și toată viața mea am calculat cum pot să fiu liber într-un mod complet, parcă absolut. Și tot timpul am avut burse de rien du tout, știi că înțelege, grotește, dar în fine. Eu am trăit ca student. Să vă dau o dată precisă. Eu, în Franța, de cum am venit înainte de război, până la 40 de ani, am mâncat în mensa, în studenții studențești. Cantină. Și într-o zi am fost convocat și zice, domnule, ta n-ai dreptul să... Este o limită. La 27 de ani, se limită. Dumneata ai 40 de ani, dumneata treci ca student și profiți de chestiile astea. Eu nu știam că este o limită. Eu sunt înscris la Sorbona. Efectiv, ce te înscrii, imatriculat. Da. Și avem avantajele studenților. Înțelegi? Zice, dumneata n-ai dreptul. Probabil, dar eu nu știam. Realmente nu știam. Eu a făcut un calcul că până la moartea mea o să mănânc în cantină universitară. Și asta a fost o mare decepție pentru mine, adică toate calculurile mele s-au prăbușit. Dar în fine, am ajuns la 40 de ani să trăiesc ca student. De toate, am avut aproape toate avantajele, înțelegi? Și am publicat președinte de compoziție, mâncam la cantină și am văzut un articol în presă despre mine și toată lumea s-a uitat ce cu tipul ăsta. Am făcut calculul ăsta, zic, domnule, în viață, viața nu merită să fie trăită decât dacă ești liber. Eu nu vreau să fiu sclav în niciun fel. Și asta e singura certitudine absolută care am avut-o în viață. Nu vreau să fiu dependent. Mă pretez la toate umilințele, înțelegi? Condiția să fiu liberă.